Iar acum toți mușchii de pe fața și de pe capul tău se relaxează. Mușchii de pe frunte, mușchii din jurul ochilor, mușchii din obrajii tăi, mușchii din jurul nasului și, cel mai important, mușchii din jurul și din buzele tale. Sunt în totalitate relaxați. Corpul tău este acum greu, moale și relaxat și se afundă foarte ușor în canapea. Iar acum, Nicoleta, vom merge în alte trei nivele mult mai adânci, mult mai profunde ale acestei transe. Le voi numi nivelul A, nivelul B și nivelul C. În câteva momente eu o să încep să număr de la 1 la 3, iar tu, nu înainte de 3, vei coborâ spre acel nou nivel de profunzime. Și când ajungi acolo, oricât de greu îți va fi să vorbești, trebuie să îmbrostești litera acelui nivel. Iar acum începem. 1, 2, 3. Foarte bine. Simte, vede, percepe acest nou nivel de profunzime ca pe o lumină aurie, o lumină divină, caldă, aurie, care vine de sus și străbate tot corpul, prin creștetul capului până în vârful picioarelor și ți-l relaxează în totalitate. Celulă după celulă, fibră după fibră, mușchi după mușchi. Iar acum o să număr din nou de la 1 la 3, iar la 3 vei păși în următorul nivel de profunzime. Când ajungi acolo, trebuie doar să-mi spui 1, 2, 3. Jos. Foarte bine. Simte, vede, percepe acest nou nivel de profunzime ca pe o mantie aurie care ți înfășoară tot corpul și ți-l îngreunează și ți-l relaxează. Iar acum o să număr din nou de la 1 la 3, iar la 3 vei păși în cel mai adânc nivel al acestei transe. Vei păși în camera ta de siguranță, unde nimeni și nimic nu poate să-ți facă niciun rău. Când ajungi acolo, trebuie doar să-mi spui 3, 2, 1. Foarte bine. Descrie-mi, te rog frumos, camera de siguranță. Cum o vezi? Cum o percepi? O camera plină de lumină albă cu aurie. Foarte bine. Este zi sau noapte? E singură sau mai e și altcineva cu tine acolo? Uită-te în stânga și spune-mi ce vezi. Mobilă. În dreapta? Fereastră. Ce culoare are chenarul ferestrei? Aurie. Foarte bine. Care este nivelul vibrațiilor tale acum? 100 de unități infinite. Perfect. Vreau să creezi o oglindă energetică în fața ta și după
aceea să te pui tu să-mi spui cum te percepi, cum te vezi. Sunt, vă numai în partea de la gât, să îl zgârbuie. Perfect. Chiamă-te rog pe Gaia să vină acolo. A venit. Atinge-o, citește informația ADN și fii sigură că este ea. Ea este. Mă las să vorbesc cu ea? Da. Ei, Gaia, auzi? Salutare, n-am mai vorbit de mult. Ce faci? Cum ești? Am nevoie să mă ajut cu Nicoleta. Am nevoie să o iei și să o duci să bea acea substanță care doar tu știi unde este, acea substanță care îi va ajuta pe tine. O să faci lucrul ăsta pentru mine? Nu poate. De ce? Este în faza de purificare. Și corpul ei acum scoate afară tot ce avea înăuntru. Asta este faza de purificare. Ok. Nimeni nu are ce să se facă decât el să-și să accepte. Ok, perfect. Mulțumesc mult. Lasă-mă cu Nicoleta. Nicoleta? Iar acum vreau să-l chem pe Constantin acolo lângă tine și mulțumește-i Gaiei și spune că se poate întoarce de unde a venit. Este așa de drăguță. Ok. A venit Constantin. Foarte bine. Cum îl vezi? Cum îl percepi din punct de vedere energetic? Este negru tot, în totalitate. Super. Deschide-te, rog frumos, un portal dimensional acolo lângă el. Da. Iar eu acum o să număr de la 3 la 1, iar la 1 absolut toate energiile negative care sunt cu el, în el și pe lângă el vor fi absorbite de acel portal, iar tu îmi spune ce se întâmplă, ok? Ok. 3, 2, 1. Zici că absorbe din el un fum negru care se răpește. Este ok, continuă, te rog. În urma acelui fum, da. Zici că se desprind niște solzi de pește după el, negre. Ok. Să-mi spui ce se întâmplă. A început să fie absorbit de la picioare în sus, dar spatele lui este negru. Perfect. E ca și când are, ca și când ar fi o barieră. Dar după ce se termină procesul de curățare, să-mi spui, te rog, și să închizi acel portal intradimensional.
Se întâmplă un lucru ciudat, Dragoș. E ca și când își ridică mâna asta și zici că își trage de partea asta și se bate de pământ. Zici că își trage, e ca și când ar fi o persoană dublă și își trage așa de pământ. Uite, așa face. Și Ok. Întreabă-l de ce face acest lucru, de ce face acest gest. țipă și urlă. De ce? Întreabă-l, te rog. Este speriat. Cine îl sperie? A zis că are ceva înăuntru lui. Foarte bine. Atunci transmite-i mental că din acest moment, dacă ne lasă Stai să să ajungem. închid portalul. Ok. Da, gata. L-ai închis? Da. Super. Iar acum transmite-i mental ca orice entitate care este cu el, în el și pe lângă el să se deconecteze total de corpul lui fizic și energetic și să ia o formă în fața voastră. Este prima dată când mi se întâmplă așa. Partea lui, spatele lui, Da. s-a întors la mine și a început să mai aibă un alt cap, un alt corp, în care începe să-mi râdă și este. Are ceva, un lichid negru cu un lichid maro pe el și zici că râde și întinde mâinile așa spre mine. Și Constantin, pe partea asta, ajută-mă și țipă, este disperat, este Ok, speriat, mai bine zis. oprește timpul. L-ai oprit? Iar acum transmite-i acele entități să se deconecteze total de corpul lui Constantin, fizic și energetic, și să ia o formă în fața voastră. Și să-mi spui ce se întâmplă. Da, a ieșit o entitate care vrea să vină către mine, ca și când să mă atace. Ok, cheamă-mă și pe mine acolo. Și când ajung să-mi spui. L-am oprit. Ok. Am chemat pe Mihail. Ok. A venit? Da. Atinge-l, citește informația de neș, fi sigură că este el. Este Mihail, că s-a pus în fața lui și a oprit. Dar entitatea asta zici că nu are, are corp. Este un maro, maro închis și e ca și când îl atrage orice corp energetic și este foarte agresiv. Cum se numește această entitate? Malik. Malik? Da. Mă las vorbesc cu el. Stai o secundă. Mental atât. Da, desigur. Mă las? Da. Malik, mă auzi? De Zuzănică, noi ne-am mai întâlnit. Ce faci? Cum o duci? ce nu mă lasă să intru în ea? Pentru că poate. Este frică de Nu să... Ei, dacă începi să râzi de mine, nu o să rezolvi nimic. Știi ce am să-i fac? O voi căuta și voi găsi. M-a canalizat. Și am Ok. să-mi fac o legătură prin asta. Ce a făcut?
mai canalizat. Serios, cum așa? Crede că Mai, este foarte puternică. Dacă vrei, implică-te inclusiv la entitatea care este lângă ea. Da. Ți-a cam fierit vocea? Ea zice ce vrei, ce vreți de la mine. Da. Ea nu vrea nimic, eu vreau. Aș vrea capul tău pe o tavă de argint. Ce zici? Ia și eu vreau Și eu vreau să fiu Moș Crăciun. pe asta. E, ca să vezi acum. Vezi? Vrei să fii grasul la urât. Deci nu putem avea absolut tot ceea ce ne dorim. Zi-mi de cât timp ești cu Constantin. 18 ani. De ce l-ai ales pe Constantin? De plăcere. Ce fel de plăcere? Puterea, de fapt că îl pot să manipulez. O să fie bubușica mea. Băi, tântălăule, mă vezi pe mine că râd, mă vezi pe mine că sunt în dispoziție de a dormi. Oh, a venit un înger în spatele ei. Mă, dar cine e asta? Oh, va fi bijuteria mea preferită să mă joc cu ea. Nu faci altceva decât să Are creezi înger. un teatru fals. Dacă asta vrei, dacă ești un măscărici, este problema ta. De ce are înger cu ea? De De. ce are nevoie? De ce nu mă înfruntă ea singură? Dacă poate și Păi este ceea ce spune că este. ce rost are să te înfrunte singură? Înconjurată de voi toți. Ce crezi că este mai important, puterea fizică sau puterea creierului? Ea își folosește acum puterea creierului, este mult mai inteligentă ca tine. Și orice ai spune tu, ești. De ce l-a luat pe Constantin către partea ei dreaptă? N-are niciun drept să-mi ia. De ce l-a luat? De Da, ce dar. a venit îngerii la Hello, nu ți l-a ea? luat nimeni. Înțelegi? Am făcut lucrul ăsta pentru că, virgulă, Constantin ne-a cerut. Deci, să trecem la discuții mai interesante, nu la poveștile și amenințările tale. De ce are Constantin energia atât de scăzută? De ce mă întrebi? Nu ajungi singur să înțelegi de ce. Pentru că vreau să avem o discuție cât mai amiabilă. Dacă ești țăran, o să fiu și eu Ce țăran este? cu tine. E, o să Ce vezi. este? Un știulete mare. Ce proști sunteți? Bine că sunt Din atât de cauza inteligent. mea, pentru că îi luăm toată. Toată energia. Da. Da. Pentru poftele Oh. Ce poftă ai tu? Să fie agresiv. Uneori. De ce are picioarele foarte reci tot timpul? De ce eu am fost în corpul lui? Poftim? Pentru că eu am fost în corpul lui. De ce are dureri de spate? Unde m-a găsit? În Unde? ce parte am fost eu a corpului? Ea spune. Am fost în spatele lui. Inteligent ești. De ce are probleme cu prostata? De ce are probleme digestia. Pentru că eu eram în el. Și am luat destule.
Și în afară de asta, i-am luat energia sexuală. Da. Vreau să ajung și acolo, dar mulțumesc mult că ai deschis tu acest subiect. Ce făceai tu cu această energie sexuală? Mă hrănesc. Direct de la sursă? Ah, da. Oh, Și de la sursa. ia zi, cum te hrănești tu direct de la sursa, Ah. Constantin? Ia zi. Ia spune să uită la ea, atât că nu are ce să mai fac. Uneori, oare prea tare, prea dură. Alteori, oare un morcov fiert. Așa că, Și ce ce faci să tu? faceți? Ce faci tu atunci când ba este prea tare sau ba este un morcov fiert? Experimentez Ce experimentezi? energia. Chiar atât de josnic Îl este, atingi fac așa? pe ultimul om, pentru că mi se mai scoală. Nu are ce să mai facă cu ea, nu mai este bărbat. Asta este în concepția ta. Ah, concepția mea. Că nu ți se mai scoală. Hai, Mie? mă! Ia-mi treabă. De câte ori s-a simțit bărbat? De câte ori a putut să o De foarte multe ori. facă? Dar Mă... desigur, puișor mic, de când ai venit tu, i-ai pus tot felul de piedici. Deci, despre ce vorbim? Să-și tragă de ea. Ca de o țâță. Poate vrea să tragă de tine. Sau vrei tu să tragi de ea? Las pe el. Bine, Malik. Măi, chiar ai fost simpatic, ai fost distractiv în seara asta. Ai pus cumva și implanturi în Constantin? Da. Unde ai pus? În cap l-am pus. Poftim? Spatele capului am pus. Dar de ce l-ai pus? Fă-mă să înțeleg. Păi capul duce tot corpul proștilor. Poftim? Dacă îți bag acolo unde trebuie la cap, am control asupra corpului în totalitate. Poftim? Da? Nu pofti că ți s-a vleacă. Serios? M-ai repetat? Da. Te-ai enervat? Trompi, te-ai enervat? Nu. Super! Iar acum vreau să te apuci să scoți absolut toate implanturile care le-ai pus în corpul lui Constantin. Ce zici? Și dacă nu vreau? Îți rup gâtul și ți-l îndes în funduleț. Mă, poate îmi place când îmi bagi în fund. Știi că energia sexuală este cea mai bună energie. Mă, ești Ai tot hrănit mic. vreodată? Nu, nu m-am hrănit Ah. niciodată cu energia sexuală, dar trebuie să fii foarte tâmpit să te hrănești tu singur cu propria ta energie sexuală. Dacă tu asta vrei, nu mă Nu. deranjează. Vreau să te văd cum atingi. Cum pui mâinile tale pe mine, să-l pui pe Constantin. Da. Cum? Oh. Tu cred că ai o problemă cu creierașul. Apucă-te și scoate acum toate implanturile, ai înțeles? Păi mi l-a luat asta pe Constantin. Nu mă lasă să mă apropii de el. Ok, nicio problemă, lasă-mă cu Nicoleta. Nicoleta? Dă-i voie, fă-i o breșă mică la Malik, pentru a ajunge înapoi la Constantin și a scoate toate implanturile care le-a pus în el și să-mi spui ce se întâmplă, te rog. Să știi că Constantin este jos și nu se poate ridica. Ok. Este foarte devitalizat și
Înainte aș vrea ca să-l iau, să-l vitalizez un pic încât să poate să se ia, dar Ok. nu mai are picioare. Dar înainte de asta, lasă-l ca să scoată implanturile din el și să-mi spui ce se întâmplă. Ok, l-am lăsat pe Ok. în cap Da. în azi la picioare. Și în spate pe coloană i-a pus ca un fel de, nu știu cum să o numesc, dar și ca un fel de ceva foarte gros, de fier negru și cu mulți țepini în care, ca o clamă de aia care se pliază pe toată coloana. Perfect, să le scoată pe toate acum. Să-mi spui ce se întâmplă, te rog. Și mai are una. Ca un fel de clamă cu trei linii. Ok. Oare băgat aici, în zona intimă? Spune-i să o scoată și pe aceea. Gata. Perfect. Iar acum Da. să le distrugă. Le-a distrus. Da. Îi transmit să rupă orice fac o interacție și înțelege de făcut cu acest, cu această entitate. Ok. Constantin este terorizat. Este frică. De ce este frică? Este frică de această entitate. Și-a deschis un portal și a plecat. Și tu știi că eu nu sunt singură în acest moment. Mi s-a transmis ca să-ți spun dacă pot să-mi permit să fac ceva care nu am mai făcut până acum. Ce anume? E ca și când îți deschid două portaluri în același timp să fie absorbite toate unde au fost, mai ales pe partea cu implanturile astea, mi se Ok. spune că vor fi absorbite toate Nicoleta, energiile alea care au rămas. deschide, te rog, 5 portaluri intradimensionale. Și așează-le în forma unei piramide, cum sunt cele din Egipt. Da. Mai deschide alte 5 portaluri și fă-i același lucru, ca și cum ai avea două piramide.
Iar acum ia ambele piramide și pune-le vârf în vârf. Și atunci portalurile din vârful piramidelor vor forma un portal mult mai puternic. După ce o faci, îmi spui, te rog. Am făcut-o. Ok. Iar acum eu o să număr de la 3 la 1. Iar la 1 absolut toate energiile negative care sunt cu voi, în voi și pe lângă voi vor fi absorbite de acel portal. Iar tu îmi spui ce se întâmplă. 3, 2, 1. Ce se întâmplă? Este fenomenal. Sunt absorbite toate energiile și ale energiile astea erau în formă de diamante negre, de mai multe culori, în afară de negru. Da. Acum, Constantin, am înțeles și nu-i mai este frică. Perfect. După ce se termină procesul de curățare, să-mi spui, te rog. Gata. Ok, închide toate portalurile. Am închis. Perfect. Cum te simți? Ești bine? Ești ok? Eu sunt bine, dar la Constantin este de muncă. Ok. Dacă ai nevoie să chemi pe cineva, cheamă-l și să-mi spui, te rog. Îl voi chema pe Rafael. Ok, cheamă-l și când vine să-mi spui. Și am nevoie să-l chem și pe Uriel. Ok. Au venit. Atinge, citește-le informația ADN și fii sigură că sunt ei. Știi ce au făcut? Când au vrut să-i ating? Spune-te, rog. E ca și când am dat palma. Știi cum să dă? High five. Da. Perfect. Super. Și mi-a zis că cu tine nu o va face. Doar cu tine. Ha. Continuă, te rog. Când i-am pe toți în jurul meu, mă simt atât de bine și parcă mă ridică, nu știu, energia asta lor în nu-s cuvinte să-ți explic. Mai sunt supărați pe mine? Au zâmbit. Mi-au La răspuns. mine, nu la tine. Mi-au răspuns. Treaba lor. Uriel a început să scoată niște corzi roșii. E ca și când Constantin a avut de-a face cu niște vrăjitorii, să zic așa, ar fi călcat, îmi spune Uriel, în ceva. Și cineva i-a călcat într-o apă și cineva i-a luat ceva din spate, cum ar fi. Ok. Nu știu a ce se referă. Are niște corzi băgate prin el. Niște fire și Rafael mă întreabă cum mă simt. Poftim? Rafael mă întreabă cum mă simt.
Ai pus mâna la gât. Da. Și mi explică de ce sunt în faza asta. Lasă pe Uriel să termine ce este de făcut cu Constantin. Constantin îmi arată unele chestii care îmi zice că nu am voie să le spun. De ce? Pentru că informația asta ar face mai mult, în afară că aș da niște informații care s-ar putea folosi de ele ca să facă mai mult rău. Îmi explică energiile care fiecare culoare care omul în parte are băgat în el și fiecare fir care Constantin îl are și de unde vine și dacă vreau că le ating, o să văd și de la cine. Dar îmi spune că tot ceea ce văd și tot ce mă arată nu trebuie să spun. Pentru că nu sunt pregătit să audă lucrul ăsta. Continuă, te rog. Are la cap. La cap, în frunte, la piept. A zis că cine a făcut lucrul ăsta știu ce face. În zona intimă zici că are niște o sârmă ghimpată, roșii, și la fiecare nod are ceva acolo băgat cu negru. Și spune cu ce energie a fost făcută. Da. La picioare, săracul de el, nici nu are labele picioarelor. Zici că are niște, să pot spune așa, să mă exprim urât, butuci de picioare, de la genunchi în jos. Zici că sunt mâncate, zici că cineva a tras așa de ele să le mănânce. Păi... Dar aici se ocupă Rafael. Da. Da, acum se ocupă și Rafael de el. Îngerii care mama mea a trimis lângă mine îmi spune că unul dintre ei îmi spune că în ultima perioadă foarte mulți bărbați vor fi atacați energetici. Mai ales pe partea intimă. De ce? Păi ca și când este o energie și mai multe entități care caută doar asta. De ce caut asta? Nu-ți pot spune. De ce? Informațiile astea vor ieși afară mai târziu. În cei care o vor auzi, vor fi pregătiți și o să știe cum să o asimileze. De ce niciodată nu-și găsește jumătatea potrivită lui? Pentru că această entitate îl devora, practic, l-a făcut să fie un buture de om. Cum să spun eu, o rămășiță, nu vreau să jignesc, să vorbesc într-un fel, dar l-a redus, deci nu mai are picioare, nu mai avea partea intimă, zicei că, ca și când l-ar fi devorat interior și exterior. Și datorită
Pentru că el nu mai era un bărbat, nu mai era un om. Și fiecare femeie care îl vedea, nu vedea partea fizică, dar percepea ceea ce nu mai este. Și zici că scăpa așa de el, adică îl lăsa, părea neinteresat. Constantin uneori era plin de el, dar era o mască. Își făcea curaj, dar... Ok. Este redus foarte, adică cum să spun, ca și când ar fi rămas doar partea exterioară din el și nici jos nu mai avea prea mult, l-a mutilat complet această entitate. Ok, rogă-l pe Rafael să se ocupe de absolut toate problemele de sănătate. Da, pe asta face Rafael. Și în Ok. același timp, când Uriel a scos anumite chestii, mă rog, anumite fire energetice din el, Rafael a început pe partea, cealaltă parte să se ocupe de el. Ok, o clipă, observă ce se întâmplă. Ceea ce face Rafael, mă lasă să-l privesc. Îi ține mâinile lui energetice așa și fiecare energie aia se imprimă în el, da? Și zici că îi recrează, începând de la ADN, fiecare fibră, fiecare mușchiuleț, fiecare părticică a corpului, fiecare... Deci, efectiv, zici că recrează, renaște, ca să zicem așa, nu? Și toată energia care e prin mâinile, așa, e prima dată când mă lasă să mă apropii și mi-arată el însuși. Ok. Și la fiecare parte când ajunge, are facere și mai găsește ceva care nu este în ordine, o scoate și zici că îi face așa de mână și o parte, o elimină, o anihilează complet. Este și spiritul lui Constantin aici lângă el și este așa jos. Și îmi spune că i-a părut foarte rău că n-a putut să intervină și să înțelegem că el, datoria lui, a vrut să o facă, dar de multe ori a fost îndepărtat și de Constantin. Spiritul lui ca și când ne aștepta. Ok, întreabă spiritul său dacă poate să-i spună care este scopul lui Constantin pe acest pământ. Îmi zâmbește și toți ceilalți care se uită, care sunt aici cu mine și îmi zice: încă mai încercați cu această întrebare, adică nu se poate spune scopul său, drumul său. Uite, acum este renașterea lui completă, nu? Totul depinde de el și ne explică că depinde și de noi înșine, care stradă, care... Ok, poate să-i dea un sfat lui Constantin despre această stradă. A zis că trebuie să se regăsească el pe el însuși și când o va face, Cum? este foarte simplu să se asculte, să-și pună întrebarea cine este el. Te rog frumos să-mi amintești, să-ți spun ceea ce mi s-a zis, da? Zice ce s-a zis. Nu pot acum, nu-mi dau voie să dau drumul la informații. Ok.
Verifică, te rog, dacă are probleme cu nasul. Aici la fel îmi spune că toate problemele lui care le-a avut Da. și care le mai are, Ok. o parte sunt din cauza că corpul său nu mai primea și nu mai avea energie datorită acestei entități și datorită faptului în starea care este acum. I s-a creat mai multe probleme de energetice și de sănătate a corpului său fizic. Cum îl poate ajuta să depășească aceste probleme? Păi Rafael acum asta face, care este pe partea asta o face el, pe partea fizică trebuie să o rezolve Constantin. Ok. Poate să-i dea un sfat lui Constantin cum să o rezolve mai repede pe partea fizică? Nu. De ce? A zis că asta depinde de el. Ok, a ajuns acum la partea la bazin. La partea? De la bazin în jos. Da. Și ce face? Îi creează din nou partea care îi lipsește și din partea asta unde el a fost unde i s-a luat acea energie. Da. Și începe de la picioare să-i scrie fac. Ok. După ce termin acest proces, îmi spui că rog. Da, gata. Ok. Care este nivelul de vibrație a lui Constantin acum? O 180. Roagă-l, te rog frumos, pe Rafael să-i pună o mână pe frunte și una pe ceafă și să-l energizeze suficient de mult, astfel încât să-i crească nivelul de vibrație la nivelul optim care este pentru Constantin acum. Două sute, nu mai mult de acolo. Ok. Întreabă-l, ori pe unul, ori pe altul, de ce vin banii atât de greu și pleacă atât de ușor de la Constantin, dacă știu să ne spun. Datorită unor programări mentale care le are. Cine a implementat aceste programe mentale? El însuși. Cum poate să scoată aceste programe mentale? Lucrând cu el și acceptând că banii pot veni și foarte ușor și se poate bucura de tot ceea ce are nevoie material. Ok, iar acum vreau să încerc ceva nou. Pentru câteva momente o să intru în tăcere și în liniște. Și în aceleași momente
mental o să număr de la 1 la 5, iar între timp vocea ta își va reveni mult mai bine. Iar acum începem. Continuă, te rog. A terminat, Rafael? Da. Cum poate să scoată aceste programe mentale pe care le are? Este de muncă cu el însăși. Știu, asta mi-ai spus. Dar cum? Eliminând aceste credințe. Poftim? Eliminând aceste credințe care le are. Okay. Aceste programe în conștientul său trebuie să accepte. Să accepte că pot veni și bani mult mai repede. Ok. Atât de simplu. Îmi arată ceva. Da. O să, pe urmă o să vorbim. Îmi zice Rafael că să vorbim pe urmă. Ok. Mai trebuie făcut ceva la Constantin. Este de un alb imaculat. Perfect. Verifică, te rog frumos, dacă corpul energetic se pliază perfect peste corpul fizic. Da. Super. Mulțumește-le tuturor și spune-le că se pot întoarce de unde au venit. Da. Tu te simți bine? Ești ok? Foarte bine. Perfect. Te doare ceva? Nu. Super. Iar acum o să număr de la 1 la 5, iar între timp tu revin apoi în corpul tău și în mintea ta, aducând cu tine în această realitate și în acest timp prezent toate beneficiile și realizările din această terapie. 1 2 3, 4, 5, deschide ochii.